Vasile Nesaroș Anghel, organizații evreiești de autoapărare în Iișuv. Așa sunt numite comunitățile evreiești din Palestina. Începutul. S-a născut la Sarajevo, în Bosnia. După o perioadă de studii la Ierusalim, unde devine adeptul perceptelor inițiatice ale învățăturii Kabbalah, se reîntoarce în Serbia, unde conduce o mică comunitate evreiască sefardă în localitatea Semlim, numită acum Zemun, de lângă Belgrad, în anul 1825. Numele lui, Rabbi Yehuda Solomon Alcalai. Alcalai, în lucrarea sa din 1834, Shema Israel, ascultă popor al lui Israel, pornește de la ideea că a te ruga și a deplânge starea evreului din Galut, din exil, în fața lui Dumnezeu, cerând ca prin manifestarea forței lui poporul evreu să fie din nou strămutat în pământul promis, Țara Sfântă, trebuie înlocuită cu o acțiune organizată și susținută financiar pentru reîntoarcerea pe pământul promis. Fenomenul de reîntoarcere a populației de evrei în Palestina, asociată cu achiziționarea de pământ, a produs în 70 de ani creșterea numărului de evrei din acest ținut. Prețul a fost degradarea relațiilor între arabi și evrei în Palestina. Relația de coabitare între ei este erodată de un fenomen care elimină liniștea, și anume expansiunea intoleranței pe care o provoacă oriunde o masivă mișcare de populație. Este, pe de altă parte, o manifestare a disprețului pe care o au cei ce dețin puterea, potentați evrei sau șeici arabi, față de oamenii pe care îi conduc și față de perceptele Dumnezeului unic, fie el Yahweh, Isus, Allah. Deoarece liderii nu știu să guverneze altfel, au folosit ura, intoleranța și confruntarea. De ce? Numai Dumnezeu știe. Rezultatul a fost lupta între evrei și arabi pentru supraviețuire pe acest teritoriu al Palestinei. Fenomenul dezvoltării autoapărării populației din Iișuv în perioada 1918-1948 a fost îndelungat și cu numeroase sincope provocate atât de condițiile existente în perioada ocupației britanice din anii 1918-1920, cât și a mandatului britanic asupra Palestinei. Populația evrească din Palestina nu avea experiența atacurilor extremiste ce au început în 1920 împotriva așezărilor evrești din regiune. Pentru a înțelege unde ar fi trebuit să se ajungă, prezentăm câteva fragmente din declarația Organizației Mondiale Sioniste, făcută la 3 februarie 1919, în plenul conferinței de pace de la Paris. Citez. Palestina trebuie să fie plasată în astfel de condiții politice, administrative și economice, care vor asigura acolo o casă națională evrească, fiind în mod clar de înțeles că nimic nu se va face care poate aduce atingere drepturilor civile și religioase existente ale comunităților neevrești din Palestina sau la drepturile politice de care s-au bucurat prin statutul de evrei în orice altă țară. 2. Va fi pentru totdeauna o cea mai completă libertate a cultelor religioase pentru toate crezurile din Palestina. Nu există nicio discriminare în rândul locuitorilor cu privire la cetățenie și drepturi civile pe motive de religie sau de rasă. 3. Palestina nu este suficient de mare pentru a primi mai mult de o parte a evreilor din lume. Cea mai mare parte a celor 14 milioane împrăștiate prin mai toate țările trebuie să rămână în locațiile lor actuale. Casa Națională Evreiască va fi de mare valoare pentru ei. Va inspira aceste milioane de evrei, de multe ori până acum deznădăjduiți, o nouă speranță. Va avea un standard ridicat de viață pentru cetățenii evrei și neevrei în locurile în care aceștia locuiesc. Se solicita stabilirea graniței în următoarele coordonate. Nord, Marea Mediterană la sud de Sidon, pe linia izvoarelor de captare din munții Liban, de la El Caraon la El Bire, urmând linia de delimitare între cele două bazine, Wad El Kuk și Wadi Et Tein. De acolo într-o direcție ce urmărea linia de delimitare între pantele la est și vest de Hermon.
La est, Hermon, Nahr, Muhanie, urmând calea ferată Hejaz, la sud de Golful Aqaba. Sud, se va negocia cu guvernul egiptean. Vest, Marea Mediterană. În urma tratativelor de pace la San Remo, Italia, se va definitiva harta San Remo, 1920, pentru Palestina, care asigura o separare clară a celor două zone, evrei și arab, având ca graniță râul Iordan. Recitirea acestui document îmi amintește de eseul Alt Neuland, tradus Noul nostru Ținut, scris de Theodor Herzl în octombrie 1902. El descria un stat evreu cu o economie bazată pe noi tehnologii, cu o cultură europeană, cu o dezvoltată protecție socială. O țară liberală, având o completă libertate a religiilor, separată de puterea politică, în care evreii și neevreii să aibă drepturi egale. Citez din Herzl. Statul evreu nu este o țară a opresiunii naționale, ci un loc în care sentimentul de frăție și egalitate va prevala. Scria vizionarul sionismului. Erau premizele unei rezolvări a reîntoarcerii evreilor pe pământul promis pentru constituirea unui stat multirasial în care ar fi prosperat atât evreii cât și arabii. Beneficiind de tehnologie și fondurile infuzate de Organizația Mondială a Evreilor, au existat între 1918-1920 tratative între Chaim Weizmann, lider al Congresului Mondial Sionist, și emirul Faisal, viitorul rege al Arabiei Saudite. În 6 februarie 1919, emirul Faisal, în cuvântarea susținută în fața conferinței de pace, în care solicită independența Arabiei, menționează acordul și garanția sa pentru o Palestina enclavă a sioniștilor evrei. Speranța lui Faisal era ca Chaim Weizmann să sprijine total pe arabi în diferendul lor cu Franța pentru litoralul sirian, formând o antantă semitică. Tratativele eșuează în 1920, data la care încep revoltele arabe în Palestina. Lovitura de grație dată acestei șanse de coabitare între arabi și evrei este dată de Imperiul Britanic. În 1921, 77% din teritoriul Palestinei, stabilit prin harta San Remo, este alocat unui nou stat, Emiratul Arab al Iordaniei. În felul acesta, Marea Britanie își asigură controlul asupra unui teritoriu revendicat de regele Faisal al Arabiei Saudite, acordându-l unui fidel al ei, emirul Hussein, viitorul rege al Iordaniei. Noul stat este susținut material, financiar și militar de Imperiul Britanic. Practic, era vorba despre teritoriul Palestinei la dreapta de fluviul Iordan, care, conform hărții San Remo, era alocat populației palestiniene. În mod tacit, Marea Britanie a impus o viitoare împărțire a teritoriului alocat comunităților de evrei între evrei și arabi, fără posibilitatea de a stabili o graniță teritorială naturală, aceea a fluviului Iordan. În 1922, Națiunile Unite acordă Marii Britanii mandat de guvernare asupra celor 23% din teritoriu rămas din harta San Remo. Astfel, Imperiul Britanic face legea. Acolo unde trebuia în viziunea hărții San Remo să se formeze un singur stat, cel israelian, partea de est a râului Iordan până la Marea Mediterană. Astfel, așa numita Pax Britannica a obligat pe evrei și arabi să-l împartă pe viitor între ei. Astfel, a fost un principal germene al îmbrăjbirii între comunitățile arabe și evreiești din teritoriul sub mandat britanic al Palestinei. Acestea au fost coordonatele impuse pentru un război îndelungat pe un teritoriu insuficient pentru fiecare dintre cele două popoare și transformarea unei reale speranțe sociale într-un sângeros joc de șoarecele și pisica ce ține de aproape 100 de ani. Între 1920-1947, rata de creștere economică a Palestinei a fost de 13,2% la evrei, datorită infuziei de forță de muncă imigrantă și de capital, și 6,5% la arabi. Rata de absolvire a unor școli normale și cursuri a fost de 86% la evrei și de 22% la arabi. În această perioadă, arabii din Palestina au evoluat mult, nivelul lor de viață fiind printre cele mai ridicate din
din zonă, al doilea după arabii din Liban. Dintr-o statistică ONU, rezultă că în anul 1939, evrei din Palestina se aflau pe locul 15, arabii din Palestina pe locul 30, față de Egipt, care avea locul 33, și Turcia, care avea locul 35. Se poate concluziona că, din punct de vedere social-economic, cele două comunități au evoluat spre o bunăstare socială. Conviețuirea între marea majoritate a arabilor și evreilor, în ghilimele de rând, a existat, în pofida extremismului arab și ulterior evreu. Unitatea paramilitară Bar-Jora, înființată în 1907, aparținea organizației clandestine evreiești cu același nume din timpul celei de-a doua Alia. Notă: emigrarea 40.000 de evrei în Palestina otomană între 1904-1914. Majoritatea emigranților proveneau din Rusia și Polonia, țări în care instabilitatea socială și pogromurile împotriva comunităților evreiești erau în floare. Circa jumătate dintre ei vor părăsi Palestina în timpul Primului Război Mondial. Membrii acestei organizații, în jur de 100, aveau ca obiectiv să înlocuiască mercenarii arabi plătiți de fermieri evrei pentru a le apăra proprietățile, fapt care favoriza penetrarea și furtul pe aceste proprietăți, în care munca era prestată tot de arabi. Inițiatorul mișcării a fost un grup de militanți ai organizației Coalizion, Partidul Social-Democrat Muncitoresc Evreiesc, mișcarea muncitorilor evrei de factură marxistă, înființată în Rusia în 1901. Liderii erau Itzhak Ben-Zvi, viitorul al doilea președinte al statului Eretz Israel în 1952, și Israel Shokat. Aceștia militau pentru o schimbare fundamentală de optică față de situația din acel moment, rezultat al investițiilor bancherului Edmond de Rothschild din perioada 1890-1910, care a dus la formarea unei pături de mici latifundiari evrei, deținători de plantații relativ întinse. Aceștia foloseau lucrători agricoli și paznici arabi, mult mai ieftini decât confrații lor evrei. Consecința: în perioada respectivă a fost o creștere mult mai accelerată a populației arabe emigrate în Palestina otomană decât a celei evreiești de imigrație. Acest fenomen de migrație va avea consecințe majore în perioada interbelică, în sensul măririi numărului de lumpeni proletari arabi, sursă de, în ghilimele, carne de tun pentru extremismul arab. Fenomenul îl întâlnim și azi în țările europene, unde extremismul arab își recrutează adepți în rândul emigrației musulmane, veniți a munci în locul localnicilor mai scumpi, dar și occidentali. În Orient, recrutarea se face în campusurile refugiaților palestinieni din teritoriul arab-palestinian, Iordania, Iran, de peste tot unde sunt arabi care trăiesc în condiții proaste și cu ura acumulată de-a lungul generațiilor de pribegi. Revin la materialul nostru. Singura cale de a deveni o națiune era pentru evreii din Palestina otomană de a munci și a-și apăra singur pământul. Numele organizației Bar-Jora a fost dat ca simbol al independenței evreilor, cu numele unui conducător al răscoalei iudeilor împotriva romanilor din anul 68, Simon Bar-Jora. Aveau ca banner un citat din poemul Habironim al lui Iacob Cohan: în foc și sânge Iudeea a căzut, prin sânge și prin foc Iudeea va renaște. Membrii organizației aveau experiență munca câmpului, au făcut agricultură și pază în Galileea, muncind și păzind fermele din zona Segera și Mesha, Far Tavor. Organizația va fi înglobată în 1909 în organizația Hashomer. Unitatea paramilitară Hashomer, în românește Omul de Pază, numit și Shomrim, a fost înființată în 1909 de Israel Shokat, Mania Shokat, Itzhak Ben-Zvi, Rachel Yanait, Mendel Portugali, care au fost și membrii fondatori ai organizației Bar-Jora. Scopul organizației era să asigure serviciul de pază pentru toate comunitățile evreiești din Palestina, eliminând paza mercenară arabă, de atâtea ori nesigură. Ei se îmbrăcau după portul circazian, beduin sau al druzilor, acționau pe jos sau călare. Armele erau diverse, de la vechile muschete turcești la pistoalele Mauser și arme de vânătoare.
La o așa panoplie era aproape imposibil de obținut gloanțe. Au fost încropite mici ateliere rudimentare de fabricare a muniției. Codul de conduită, redactat de Mendel Portugali, era să izgonească pe intruși din teritoriul evreilor cu focuri de armă trase în aer. Folosirea directă a focului către intrus era în caz de autoapărare. Organizația a avut succes în Ișuv, dar a trezit ura foștilor paznici arabi, care acum incitau la atacuri populația arabă pentru a speria locuitorii evrei. Mulți dintre veteranii așezămintelor evrei se temeau că prezența șomrimilor în teritoriu va destabiliza relația de coabitare cu populația arabă. Autoritățile otomane priveau cu suspiciune prezența acestora. În timpul celui de-al doilea război mondial, mulți au fost exilați în Anatolia sau uciși. Erau considerați ca posibili membri ai agenturilor de spionaj britanice din regiune, lucru în mică măsură confirmat de capturarea grupului de spionaj pro-britanic Nili, condus de Iosef Lișanski, Samuel Belkin, în care s-au aflat și 12 membri HOMR, dar nu și organizația în ansamblu ei. După primul război mondial, se decide unificarea apărării vechilor și noilor comunități de o singură organizație, Haganah. Membrii HOMR se vor alătura o parte legiunii evreiești, apoi organizației Haganah, alții se vor înrola în poliția călare instituită de autoritățile britanice de ocupație în Palestina. Zev Jabotinsky, pe numele lui de naștere Vladimir Evgenici Jabotinsky, s-a născut în 18 octombrie 1880 în Rusia, într-o familie de evrei aschenazi, din clasa de mijloc, la Odessa. Urmează școala primară, gimnazială și liceul, în sistemul de învățământ țarist. Învață în particular ivrit. Idiș era limba pe care o vorbea în familie. Talentul de jurnalist și la firmă din liceu. După absolvire, va pleca la Berna, apoi în Italia, unde urmează facultatea de drept de la Universitatea din Roma, în calitate de corespondent de presă a unor ziare rusești și evreiești. Pogromul din aprilie 1903 de la Chișinău îi radicalizează atitudinea. Notă. În 6 aprilie, la Chișinău, un copil rus este găsit ucis în localitatea Dubăsari. Ziarele antisemite locale incită la răzbunare împotriva evreilor pe motiv că ar fi un omor ritual, sânge pentru producerea mațotului de Paști. Ulterior s-a aflat că a fost ucis de o rudă. Între 7 și 9 aprilie, comunitatea din Chișinău este devastată. 49 de morți, 59 grav răniți, 500 de răniți, 700 de locuințe distruse. Intervenția autorităților țariste este inexistentă în timpul desfășurării pogromului. Disprețul manifest față de situația evreilor de rând este dublat de scopul ca aceștia să fie folosiți ca supapă de defularea nemulțumirii populației majoritare față de ineficiența administrării Imperiului, a foametei, a mizeriei sociale generalizate din Imperiul Rus. Revin la text. Zev Jabotinsky se alătură în mișcării sioniste. În curând se afirmă talentul său de lider, orator și organizator. În fața deselor abuzuri și pogromuri la adresa populației evreiești din zonă, va iniția la Odessa și înființa prima organizație de autoapărare a comunităților evreiești din întreaga Rusie. Așa cum s-a mai întâmplat cu o seamă de lideri sioniști, vezi cazul lui Theodor Herzl, el intră în conflict cu autoritățile comunităților evreiești locale, conservatoare, care temporizează procesul de realizare concretă a echipelor de autoapărare. Motivele erau atât de orgoliu local, cât și teama de o retorsiune mai accentuată a populației ruse față de evrei. Consecința a fost că următoarele pogromuri din perioada 1904-1917 au găsit comunitățile evreiești din Rusia nepregătite pentru autoapărare. Ca fapt pitoresc, acum își schimbă prenumele din Vladimir în Zev Lup. Tot în anul 1903 devine membru al delegației sioniste din Rusia la al 4-lea congres sionist de la Basel. După moartea lui Theodor Herzl din 1904, va fi liderul cercului de dreapta din congres.
în 1906 la Helsinki, lansează teza autonomiei minorităților etnice locale ca soluție a menținerii viabilității economice, sociale, culturale ale comunităților evreiești din Rusia. Deviza congresului, munca în prezent, se referă la ansamblul vieții comunitare, la modernizarea școlilor religioase și laice evrești, a protecției populației din comunități. Ele nu au fost aplicate decât o scurtă perioadă de timp după Revoluția din 1917 din Rusia. Dar Zev Jabotinsky extinde acest concept și asupra viitoarei conviețuiri între evrei și arabi în Palestina. Citez: fiecare comunitate etnică va fi recunoscută ca autonomă și egală în fața legii. Faptul că nu s-a realizat nu este vina lui. Și după 20 de ani, pentru a apăra acest concept în fața extremismului arab și a tolerării acestuia de către administrația britanică din anii 30, va deveni conducătorul uneia din cele mai virulente unități evreiești extremiste din Palestina, Irgun Zeva Leumi, Organizația Militară Națională, Etzel, IZL, 1935, în perioada Primului Război Mondial, împreună cu Joseph Trumpeldor, va contribui la înființarea unui prim batalion auxiliar evreiesc în armata britanică, în anul 1905, care se va distinge în luptele de la Gallipoli. Apoi, va iniția formarea celor trei batalioane evreiești din Legiunea Evrească. El se distinge în luptele din Valea Iordanului din 1918 și este decorat pentru bravură cu Ordinul Membrilor Imperiului Britanic. După Primul Război Mondial, este ales în prima adunare legislativă a ISU și în Comitetul Executiv al Organizației Mondiale Sioniste. Participarea sa la apărarea evreilor în timpul acțiunilor extremiste arabe din aprilie 1920, prima răscoală arabă, în fapt o acțiune comandată de emirul Faisal, viitorul rege al Arabiei Saudite, ca semn de nemulțumire față de neîncheierea alianței semitice, duce la înființarea organizației Irgun în 1935, care milita practic pentru o liberă emigrare, legală sau nu, a evreilor în Eretz Israel, opusă ca mod de acțiune a căii promovate de Chaim Weizmann, emigrarea legală. Unitățile Irgun vor lupta atât împotriva arabilor cât și a membrilor armatei britanice de pe teritoriul mandatului de toată perioada anilor 1935-1948. Joseph Trumpeldor s-a născut la data de 1 decembrie 1880 în localitatea Piatgorosk din Rusia. Tatăl său, Wolf Trumpeldor, a slujit 25 de ani în armata rusă, fiind copil de trupă în războiul din Caucaz. În luptele date, el își pierde un braț, fiind printre puținele familii de evrei considerate, în ghilimele, evreu folositor. Familiei sale i s-a permis să se stabilească în afara zonei de reședință din vestul Imperiului Rus, zona Pale, zona în afara căreia le era interzis evreilor să locuiască. Joseph Trumpeldor a intrat ca voluntar în armata rusă în anul 1902. În timpul războiului ruso-japonez din anii 1904-1905, a participat la apărarea portului Port Arthur de asediul armatei japoneze. Își pierde mâna stângă, dar cere să lupte în continuare. După cucerirea portului de către japonezi, este luat prizonier până la încetarea ostilităților. Repatriat în Rusia, primește 4 decorații și ordinul Crucea Sfântul Gheorghe. În 1906 primește, de asemenea, gradul de capitan în rezervă al armatei țariste. Este un caz unic, evreii nu aveau drept la grade superioare în armata rusă. Urmează facultatea de drept din Sankt Petersburg. În anul 1911 emigrează împreună cu un grup de tineri sioniști din Rusia în Palestina, aflată sub ocupație otomană, unde lucrează la o fermă. Participă la crearea primului kibbutz numit Degania. La începutul Primului Război Mondial, faptul că nu acceptă cetățenia otomană îl face să fie expulzat la Alexandria, în Egipt, împreună cu alte sute de evrei de origine rusă, considerați inamici ai Turciei, aliată cu Imperiul German și Austro-Ungar. Aici se întâlnește cu Zev Jabotinsky. Împreună pun bazele legiunii evreiești, un mod de a participa la efortul de război britanic pentru eliberarea Palestinei și edificarea statului Eretz Israel. Se formează corpul de călăreți ai Sionului, Zion Mühl Corps.
Participă cu această unitate înglobată în armata britanică în luptele de la Gallipoli. Este din nou rănit la umăr. Unitatea este desființată în 1915, tot împreună cu Jabotinsky fac demersuri 2 ani de zile pentru înființarea legiunii evreiești, care s-a înființat în 1917. În 1918 se reîntoarce la Petersburg. Aici formează detașamente de autoapărare ale comunităților de evrei în fața actelor de vandalism al bandelor ce bântuiau Rusia în timpul războiului civil din perioada 1917-1921. În paralel, înființează organizații ce îi pregăteau pe tinerii evrei să vină în Israel, He Haluts. Revenit în Palestina, în anul 1919, devine membru fondator al mișcării sioniste socialiste din Ișu. Locuiește în kibuțul Kfar Giladi, unde conduce unitate de autoapărare Hashomer Hatzair pentru zona coloniilor de evrei din Galileea Superioară. În data de 1 martie 1920, împreună cu 10 camarazi, vine să apere kibuțul Tel Kai. Moare împușcat în mână și în stomac în seara zilei. Despre el spunea: eu sunt un anarho-comunist și un sionist. El a militat pentru formarea unei rețele sindicaliste și a unei comunități socialiste de evrei în Rusia. A contribuit la generarea mișcării de înființare a așezărilor evreiești cu organizare de tip socialist, kibbutz, care au constituit coloana vertebrală a procesului de reîntoarcere a evreilor și a unităților de autoapărare. Membrii mișcării sioniste ce se aflau în Palestina la acea perioadă au considerat episodul apărării așezării evreiești de la Tel Kai ca prima luptă majoră pentru apărarea așezărilor evreiești din Palestina. Acest moment a constituit, în egală măsură, o schimbare de mentalitate, de la pasivitate în fața persecuțiilor la o nouă tipologie evreiască, reacția puternică și apărarea cu resurse proprii, fără a mai aștepta să vină alții să le ofere, în ghilimele, protecție. Vezi, în cazul concret, autorității mandatului britanic. Cazul eroului Trumpledor este în sine demonstrativ, el provine dintr-o familie de evrei ruși, în ghilimele, asimilați, populației majoritare, necunoscând din copilărie tradiția iudaică și limba idiș. A plecat la război în armata Imperiului Rus atunci când mulți tineri evrei încercau să se sustragă înrolării. A excelat ca soldat în apărarea citadelei Port Arthur. Grav rănit, cere să lupte în continuare. Suportă prizonieratul în Japonia, primește onorul militar Crucea Sfântului Gheorghe și este primul ofițer evreu în armata rusă. Toate acestea nu semănau deloc cu imaginea tradițională a evreilor din acele vremi, inhibat și temător în fața adversarului și autorității. El a apărat până la ultima suflare kibuțul Tel Kai și a murit rostind, citez: nu contează, este bine să mor pentru țara ta. În ebraică, Tov Lamut Bad Artseinu. Cuvinte relatate de un camarad, Pinchas Schneurson. Cuvinte ce au devenit slogan național pentru luptătorii ce apărau Ișuvul, pentru Hagana și ulterior pentru poporul evreu din Eretz Israel. Marcarea anuală a zilei Tel Kai pe 11 Adar s-a constituit într-un ritual la scară media națională evreiască, în instituții și școli, în pelerinaj. Titulatura de erou amputat, Hagi Bor Hagi Dem, îl aureolează. Ziua aceasta devine o comemorare a soldatului evreu anonim după înființarea statului Eretz Israel. Noul ritual, în ghilimele, legat de personalitatea acestui antemergător al noii tipologii de comportament al poporului evreu, a fost esențială în perioada formării statului Eretz Israel și a devenit un comportament de referință pentru miile de eroi și eroine Trumpeldor care s-au jertfit în luptele pentru identitatea teritorială ce a urmat. Legiunea evrească.
Legiunea evrească, creată în 1915 din 500 de evrei de origine rusă, expulzați din Palestina în Egipt de autoritățile otomane, condusă de Zev Jabotinsky și Joseph Trumpeldor, este recunoscută oficial în 1917 ca Batalionul 38 în armata britanică. Va include ulterior pe evreii din Palestina, evrei veniți din Rusia, ajungând peste 1000 de combatanți. La ei se adaugă în aprilie 1918 Batalionul 39, formată din evrei veniți din Statele Unite, Canada. Legiunea a luptat pe frontul din Orientul Mijlociu, condusă de generalul Allenby, până la încheierea ostilităților. La sfârșitul războiului avea efectivul de 5000 de militari în 5 batalioane. Conform statisticii făcute de Zev Jabotinsky, erau 34% din Statele Unite, 30% din Palestina, 28% din Marea Britanie, 6% din Canada, 1% din Argentina. În iunie 1918, voluntarii de la Batalionul 38 au început luptele cu armata turcă la aproximativ 20 mile nord de Ierusalim, în Valea Iordan. Legionarii evrei au participat în bătălia de la Megiddo la mijlocul lunii septembrie 1918. Au traversat prin luptă râul Iordan și s-au angajat în bătălia decisivă de cucerire a Damascus. Începutul extremismului arab în Palestina în anul 1920. Extremismul arab în Palestina și are rădăcinile în directiva dată de Emilul Faisal în urma eșuării tratativelor între el și Chaim Weizmann. Imediat după acest moment are loc prima revoltă arabă în data de 4 aprilie 1920, cu ocazia festivalului de primăvară, Nabi Musa, în arabă profetul Moise, care era celebrarea profetului în folclorul musulman palestinian timp de 7 zile și consta într-un pelerinaj arab la Ierusalim, la mormântul profetului, considerat de Arabia se afla în zona localității Ierihou. Pelerinajul a fost instituit de Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub Saladin pe la anii 1150, pentru a contracara sărbătorile creștine de Paște din Ierusalim. După 3 zile de confruntări, rezultatul este 5 evrei morți, 211 răniți, 4 arabi morți, 21 de arabi și 7 soldați britanici răniți. 300 de evrei sunt izgoniți din vechiul oraș. Paradoxal, au fost atacate locuințe ale evreilor ortodoxi, dușmanii verșunați ai mișcării sioniste, în perioada comemorării de către palestinienii arabi a profetului Moise. Zev Jabotinsky este arestat pentru posesie de arme și condamnat la 15 ani închisoare. Este trimis în pușcărie în Egipt și apoi la Accra. La presiunea evreilor din Anglia și America îi se comută pedeapsa la un an. Sunt închiși 200 de participanți la răscoală, dintre care 39 de evrei. Una din cele mai importante consecințe ale răscoalei din 1920 a fost că evreii din Iișuv au realizat că apărarea din partea autorităților britanice de ocupație este incertă în fața unor revolte arabe. Ei au reacționat punând în practică ideea unor unități paramilitare de autoapărare care să asigure o reacție consistentă la atacurile extremiștilor arabi pe întreg teritoriul Palestinei. Astfel, iau naștere în 1921 unitățile paramilitare Hagana, în românește apărare, în ivrit Hagana. Inițial formată din membrii fostei legiuni evreiești, membrii organizației protejau fermele, moșaburile și chibuțurile, preveneau locuitorii despre posibile atacuri iminente ale unor bande, interveneau în luptele locuitorilor cu acestea. În perioada 1920-1929, Hagana a dus lipsa unei autorități centrale de coordonare. Locuitorii se apărau cum puteau, iar intervenția membrilor Hagana era de multe ori tardivă. Ca exemplu, în 23-24 august 1929 are loc atacul așezării Hebron. Situat la 30 de km de Ierusalim, Hebronul este locul în care se află localizat mormântul patriarhilor și locul în care regele David a fost investit. Populația, arabi și evrei, a conviețuit de-a lungul a 2000 de ani. După 1920, ca în toată Palestina, incidentele minore provocate de extremiști arabi erau cotidiene.
cotidiene, dar și plângerile evreilor adresate autorităților mandatului britanic asupra Palestinei din anii 1921-1948. În 15 august are loc o demonstrație la Ierusalim prin care tinerii evrei revendicau dreptul de a se ruga la zidul de vest, rămășița templului de la Ierusalim, aflată sub esplanada pe care este construită moscheea Al-Aqsa de către califul Omeyad Abd al-Malik și terminată de fiul său al-Walid în 705 era creștină. Demonstrația aprobată de autorități care au asigurat și menținerea ordinii a fost folosită de extremiștii arabi care lansau zvonuri precum că au fost atacați localnici arabi și s-au proferat în jurii la adresa profetului Mahomet pentru a declanșa în zilele ce au urmat atacuri asupra evreilor la zidul de vest. Un tânăr evreu este omorât. Funerariile lui se transformă în noi momente de confruntare. Întâlnirea liderilor britanic, arab și evreu, respectiv comisar Hari Luca, Jamal al-Husaini și Itzhak Ben Zvi, nu duc la o soluție fezabilă, deoarece Haganah avea informații că va fi atacată așezarea evreilor din Hebron, oferă acestora un sprijin cu apărători. Autoritățile comunităților evreiești din Hebron refuză sprijinul. Este semnificativă relatarea membrului Haganah, Baruch Katinka, cel care a ajuns în preziua masacrului cu 12 luptători, 10 bărbați și 2 femei, în casa lui Eliezer Dan. Bancherul Slonim Luek refuză ajutorul pe motiv că arabii, creditorii lui, vor apăra pe evrei. 10 din ei, urmați ulterior de celălalt 2, sunt trimiși înapoi la Ierusalim. Evreii susțineau că vor fi apărați de autoritatea arabă. Extremiștii arabi lansează zvonul că evreii vor să atace moscheea Al-Aqsa și bandele lor au atacat pe locuitorii evrei în Hebron și pe teritoriul sub mandat britanic. În Hebron erau 40 de polițiști, 39 de arabi și un evreu. În după-amiaza zilei este atacată Yeshiva din Hebron, unde este omorât un tânăr. A doua zi și a treia zi, arabii atacă pe evrei casă cu casă. Au loc crime feroce, mutilări, viol. Mare parte din evrei fug din oraș. Mulți dintre ei sunt ascunși de vecinilor arabi. Ajutoarele cerute la Ierusalim ajung prea târziu. Bilanțul: 67 evrei morți, averea locuitorilor evrei furată, comunitatea de evrei din Hebron desfințată, cu mici încercări de refacere în 1931, când 160 de persoane revin, dar sunt din nou evacuați în timpul revoltelor arabe din 1936-1937. Evreii nu se vor întoarce în Hebron până la războiul din 1967. În total, 195 de arabi și 34 de evrei au fost condamnați de către instanțele de judecată ale mandatului britanic. Condamnarea la moarte pentru 17 arabi și 2 evrei au fost mai târziu comutate cu pedeapsa cu închisoare. 3 arabi au fost spânzurați. S-au oferit compensații financiare pentru familiile care au avut morți prin amendarea localităților arabe din care proveneau criminali. În urma luptelor din 1929, Haganah se reorganizează prin înrolarea de voluntari din fiecare așezare pe întreg teritoriu, tineri și adulți. Ca un exemplu, Ariel Sharon era la 13 ani, în ghilimele, observator al apariției unor grupuri de bandiți în preajma moșavului Kfar Malal, în care locuia. La 17 ani intră în trupele Haganah. Sunt achiziționate arme și se organizează în așezările evreiești mici ateliere artizanale de realizare a muniției și a grenadelor. Haganah devine o puternică organizație militară subterană. În 1936, unitățile Haganah dispuneau de 10.000 de luptători și 40.000 de rezerviști. În perioada 1936-1939 au participat activ la înăbușirea revoltelor extremiste arabe. Autoritatea britanică nu recunoștea oficial Haganah, dar colabora cu membrii ei, înglobând membrii Haganah în unități auxiliare ale forței britanice, speciale de patrulare, instruite și conduse de colonelul britanic Ord Wingate. Ei primesc o instruire militară completă. Membrii Haganah erau nemulțumiți de poziția liderilor evrei din Ișu, de reținerea de a nu iniția contraatacuri asupra localităților din care proveneau membrii bandelor extremiste arabe.
Pe cale de consecință apar mișcările evreiești extremiste. Organizația Irgun susține direct emigrația ilegală. Câteva exemple. 1937, 164 imigranți ilegali din Austria. 1938, 1940 de emigranți din Polonia și Austria. 1939, 1980 emigranți din Polonia și România. 1940, 2300 emigranți din Europa. 1940 și 1944, 18.000 de emigranți din Europa. Din rândul acestei organizații s-a desprins un grup numit Lehi, cunoscut sub denumirea de Stern Gang, numele liderului său, Abraham Stern. Vor ataca până în 1948 obiective militare britanice și centre ale extremismului arab. Menționăm. 6 noiembrie 1944, Lehi ucide pe Lordul Mayon la Cairo. Acesta era oficialitatea cu rang cel mai înalt al guvernului britanic în zonă. Mai târziu, Itzhak Shamir a afirmat că asasinatul a fost determinat de sprijinul acordat liderilor extremiști arabi și a propovăduirii inferiorității rasiale a evreilor față de arabi. 22 iulie 1946, Irgun dinamitează hotelul Regele David, statul major al armatei britanice. 91 de morți, 46 răniți. 12 ianuarie 1947, Lehi atacă cu dinamită postul de poliție britanic din Haifa. 4 morți și 140 răniți. 4 mai 1947, Irgun atacă fortăreața închisoare Acra. 20 de prizonieri Irgun și 7 prizonieri Lehi sunt eliberați. 9 luptători Irgun sunt uciși. 182 de deținuți arabi reușesc să fugă. 29 februarie 1948, Lehi minează și aruncă în aer un tren militar britanic la nord de Rehovot. 28 soldați morți, 35 răni. Aprilie 1948, Lehi și Irgun atacă localitatea arabă Deir Yassin. Sunt omorâți între 100-120 de civili nevinovați. 17 septembrie 1948, Lehi asasinează mediatorul ONU, Folke Bernadotte, la Ierusalim. În 1939, autoritățile mandatului britanic instituie restricții severe privind imigrația evreilor în Palestina. Asta în condițiile în care exterminarea și izgonirea evreilor începuse de 6 ani în Germania și în scurt timp se va extinde în toată Europa. Odată cu ocupația germană, Haganah și ea în grijă asigurarea venirii ilegale a evreilor în Palestina prin organizația Palmach. Până la sfârșitul războiului a susținut aducerea peste 100.000 de evrei pe nave care au spart blocada navală britanică a Palestinei. Multe alte nave au fost oprite, atât de britanici cât și de forțele navale germane. A se vedea, de exemplu, cazul scufundării vasului Struma. A organizat numeroase acțiuni de protest față de această coaliție ad hoc între germani și britanici prin reducerea cotei legale de emigrare. Organizațiile Irgun și Lehi trec la acțiuni armate, așa cum am văzut, sabotarea liniilor de comunicație, a unităților și reprezentanților britanici și arabi. Din 1943, conducerea Irgun este preluată de Menachem Begin. Unitățile militare Palmach. Începutul celui de-al doilea război mondial determină autoritățile britanice să ceară evreilor din Iișuv să contribuie cu unități militare la efortul de război. Se înființează unitățile militare Palmach din efective Haganah. În total 12 companii, asta însemnând 3 batalioane, în mai 1941. Membrii Palmach erau recrutați în majoritate din locuitorii kibuțurilor ce aveau o puternică educație de sprijin reciproc și colectiv. Ei desfășurau în continuare lucrări agricole și erau mobilizați funcție de acțiunile militare ale unităților de care aparținau. Au reprezentat vârful de lance al autoapărării militare în Iișu. Acțiunile lor aveau o paletă largă, de la sprijinirea trupelor regulate engleze până la acțiuni de spionaj militar, cei selecționați fiind foarte bun cunoscători ai limbii și obiceiurilor arabe din zonă. După bătălia de la El Alamein, unitățile Palmach sunt desfințate la ordinul armatei britanice, dar se menține coeziunea lor în ilegalitate. Fiecare kibuț asigura hrana și cazarea unui pluton de luptători. Aceștia asigurau paza, dar și lucrau cot la cot cu membrii
kibuțului la munca câmpului. Fiecare avea 8 zile de antrenament militar, 14 zile de lucru agricol, 7 zile libere în cursul unei luni. Această organizare asigura flexibilitatea acțiunilor de autoapărare și facilita recrutarea de noi membri din așezări, kibuțuri sau moșavuri. Strângerea de fonduri pentru înarmare pentru organizația Haganah, formarea de luptători, instruiți militar și motivați moral sionist. Mișcarea tineretului sionist a convenit ca fiecare tânăr să execute între vârstele de 18 și 20 de ani instruirea de către membrii Palma, exerciții sportive, orientarea în teren, primul ajutor, operații în detașamentul de autoapărare, antrenament cu arme ușoare. Cei mai performanți erau instruiți în mânuirea explozivelor și sabotaj, recunoaștere și spionaj, comunicații morse și radio, utilizarea armamentului greu. Se efectuau marșuri și trageri cu armamentul disponibil. Astfel pregătiți, mulți dintre ei vor deveni membri ai așezărilor Nahal, așezări militare întărite numite și Turnul și Palisada, ce vor fi implantate pe principalele rute strategice de acces la așezările evreiești în următorii ani după declarația de independență din 15 mai 1948. Între 1945-1946, Palmach va ataca infrastructura unităților britanice, poduri, linii ferate, posturi de poliție și radar. În 29 iunie 1946, unitățile britanice desfășoară o vastă operație de dezarmare a unităților evreiești de autoapărare, Haganah, Palma, Irgun, Lehi. Cifra soldaților britanici angrenați era estimată între 10.000 și 25.000 de soldați. Era o operație de retorsiune la un atac feroviar efectuat în data de 1 iunie 1946 de către formația Lehi și a răpirea 6 ofițeri britanici în data de 17 iunie 1946 de către formația Lehi. Au fost capturate sute de arme, mortiere, mii de grenade și sute de mii de muniție aferentă. Au fost arestați 2500 de luptători și lideri. La tratativele ce au urmat, în schimbul eliberării și a comutării unor condamnări la moarte a luptătorilor evrei Haganah și Palma, au convenit oprirea ostilităților. Ele au fost continuate sporadic de către formațiile Lehi și Irgun. Palmach a avut un rol esențial ulterior în contracararea bandelor de luptători arabi care, la rândul lor, pregăteau izgonirea evreilor din Palestina. Prin declanșarea războiului civil între arabi și evrei din anii 1947-1948, în războiul de independență din 1948-1949, Palma s-a constituit în trei brigăzi de luptă conduse de Yigal Alon. Ele au luptat cu armatele regulate a 5 state arabe: Egipt, Irak, Iordania, Liban și Siria. Ca o concluzie, prin structura sa și coeziunea cadrelor, organizațiile Haganah și Palmach au fost nucleul în jurul căruia a luat ființa armata noului stat Eretz Israel. Conducătorii unităților Palmach, printre care menționăm Yigal Alon, Moshe Dayan, Itzhak Rabin, Haim Bar Lev, Uzi Narkis, Ezer Weizmann, vor deveni liderii militari și politici în noul stat evreu, Eretz Israel. Războiul civil între arabi și evrei din anii 1947-1948 a început după 30 decembrie 1947, data la care Organizația Națiunilor Unite, prin rezoluția Adunării Generale ONU numărul 181, a stabilit data de 14 mai 1948 ca data de încetare a mandatului britanic în Palestina și a aprobat planul de împărțire a Palestinei după încetarea mandatului, conform hărții. Fiecare stat ar cuprinde 3 mari secțiuni și o enclavă arabă la Iafa. Evreii obțin 56% din teritoriu, în care trăiau 499.000 de evrei și 438.000 de arabi. Palestinienii primesc 44% din teritoriu, în care trăiau 818.000 arabi și 10.000 de evrei. Ierusalim și Betlehem urmau să fie administrate de Organizația Națiunilor Unite.
ONU a stabilit că în acest interval de timp, mandatul britanic și unitățile militare britanice aveau rolul să asigure ordinea în Palestina. Momentul a produs o mare bucurie în rândul evreilor din Ișu și deznădejde printre arabi. Nici măcar Marea Britanie nu era mulțumită. Concurs de împrejurări sau strategie premeditată s-a aplicat schema conform căreia trebuia să demonstreze că teritoriul era neguvernabil prin sine însuși, să se provoace un război civil între evrei și arabi în interiorul Palestinei, folosindu-se de starea tensionată dintre cele două comunități. Populația de 2 milioane, arabi și evrei, a suferit mii de pierderi umane, morți și răniți, în această încleștare între veri. S-au implicat luptători din Palestina și din afara ei. Armata de Eliberare Arabă și-a extins atacurile locale în arealul evreilor. Luptătorii arabi din Egipt au venit sub comanda lui Abd al-Qadir al-Husaini, fără a întâmpina nicio reacție din partea armatei britanice. Miile de voluntari arabi recrutați au realizat blocada a 100.000 de evrei în Ierusalim. Încercările Haganah de a trimite alimente și a sparge blocada s-au soldat cu mii de luptători evrei morți și răniți, cu sute de mașini și autobuze blindate distruse. Atacurile arabe se extind în Negev și Galileea de Nord. Populația evrească apără fiecare palmă de pământ. Convinși de propaganda arabă că în curând evreii vor fi aruncați în mare, 100.000 de arabi palestinieni se refugiază în lagărele din afara Palestinei. Englezii propun anexarea zonei arabe la Transjordania, regatul Hașemit al Iordaniei. Ben Gurion cere ca fiecare bărbat și femeie să fie antrenați militar și incorporați în unități Haganah. Golda Meir obține fonduri imense de la evrei din diaspora și sprijinul oficial al lui Stalin, acordat mișcării sioniste. Sunt obținute însemnate cantități de echipament militar prin aportul exportatorilor de arme și agenților Haganah în Europa. Acestea ajung pe teatrul de luptă până în martie 1948. Yigal Yadin elaborează planul de răspuns la o invazie arabă internațională în Palestina, numit și planul Dalet. Între 5 și 20 aprilie 1918 are loc bătălia pentru deblocarea Ierusalimului, în care moare liderul arab Abd al-Qadir al-Husayn. Tot în acest timp are loc masacrul populației arabe din Deir Yassin, organizată de Irgun și Lehi. Fapt care, asociat cu decesul liderului arab egiptean, determină un nou val de emigranți palestinieni, prinși la mijloc și deprimați de ineficiența faptelor de arme a liderilor arabi. Are loc înfrângerea armatei arabe de eliberare de la Mishmar Haemek, un kibbutz, bază de antrenament al unităților Haganah, începând din 1942, de către unitățile Palmach și retragerea luptătorilor druzi din alianța cu arabii. Pentru a asigura legătura între așezările evreilor, trupele Haganah și Irgun cuceresc localitățile Tiberias, Haifa, Safed, Beisan, Jaffa, Acra. Alți 250.000 de arabi palestinieni iau drumul exilului. Speranța celor rămași era legiunea arabă a Iordaniei, bine echipată și instruită de britanici. Aceasta atacă Kfar Etzion în 13 mai 1948. În 14 mai 1948, David Ben Gurion declară independența statului Israel. În aceea zi, prin invazia trupelor celor 5 state arabe, începe primul război arabo-israelian. În 31 mai 1948, Haganah și Palmach sunt declarate formal Israeli Defense Force, IDF, devenind armata regulată a statului Eretz Israel. Astfel se încheie cu lumini și umbre istoria mișcării de autoapărare a evreilor din Ișu, timp de 41 de ani. O poveste demnă de a fi povestită oricărui popor, prieten sau adversar al poporului evreu, pentru că este un exemplu de adaptare și organizare rapidă la un context inițial defavorabil, superioritatea numerică și ura extremiștilor arabi, începând din 1920, la adresa unei populații de evrei din Ișu, nepregătiți moral și militar pentru lupta armată. Este un exemplu de îmbinare a eroismului individual cu cel de grup din partea luptătorilor evrei. Dacă le mureau un lider, erau alți 5 pregătiți să preia conducerea. La arabi, dacă murea un lider, cazul lui Abd al-Qadir al-Husayni, o armată se desfința instantaneu. După mulți ani, un alt lider militar arab, Osama Ben Laden, va încorpora experiența evreilor în organizarea trupelor
Al-Qaeda și nu în ultimul rând este un exemplu de mobilizare de fonduri și resurse logistice din întreaga comunitate a evreilor din lume, bine gestionată de evrei de convingeri diferite, având același scop, reîntoarcerea pe pământul strămoșesc. Care popor nu ar dori să aibă un asemenea grup de lideri și organizare la vreme de restriști? Note autor la autoapărarea în Iisuf. Din aceste documentări a rezultat că exemplul poporului evreu, coeziune în credință, respectarea regulilor de la cele sociale la cele alimentare, sprijinul logistic acordat fraților de la nivelul comunității la nivelul global, instruirea sistematică a tinerilor evrei de la 3 ani, de la religie cunoștințe generale la sport, sunt tot atâtea chei demne de a fi urmat, nu a fi blamate, din neputința de a le urma. Despre autor. Profil: Vasile Mesaroșanghe, IT trainer, studii: Universitatea București, Facultatea de Matematică Mecanică, 1971. Analist de sistem, postuniversitar, CPK, 1975. Motivația lucrării: documentarea unor teme care m-au preocupat în ultimii ani. Dedic lucrarea mamei mele, Tchach Raisa Gershovici, și soției, Angel Magdalena.